Este vorba de doi jucători titulari, Alex Cicăldău, care oricum era accidentat, și Ștefan Bayaram, care abia semnase prelungirea contractului cu Craiova până în 2026. Bancul este și el în izolare, având și el coronavirus. De la Craiova, Ștefan Vlădoiu, George Câmpeanu, Vladimir Screciu și Bogdan Vătăjelu au fost infectați cu coronavirus, dar au revenit la antrenamente. Cei doi, internațional Under-21, Vlădoiu și Câmpanu, sunt la lotul de tineret pentru meciul cu Danemarca. Următorul meci al Craiovei este programat pe 21 noiembrie în deplasare la Botoșani, iar Papură nu va putea conta pe cei doi care au intrat în izolare.